onorat prezidiu, dragi prieteni. Cuvântul prieteni este cel care ne caracterizează pe noi, cei de la Mișcarea Populară Cluj-Napoca, pe care o reprezint în calitate de președinte al organizației. Vreau să vă spun că suntem astăzi în fața unui moment extrem de important. Acela în care trebuie să batem din nou USL-ul. Marea problemă a USL-ului este următoarea. E ca și Hidra. Îi tai un cap, scoate două. De data aceasta, trebuie să batem două USL-uri. Avem, pe de-o parte, USL-ul clasic, făcut din Dragnea și Tăriceanu, care se prezintă un USL rău, și avem, pe de altă parte, celălalt USL, condus de Coco, Gorghiu și Blaga, cei doi copreședinți, și, pe de altă parte, Joana, care a intrat în noul USL. Se pare că acesta este USL-ul bun. Acest USL bun, după cum vedem, este patronat de însuși premierul de la Grifco, actualul președinte al României. Nu e o problemă. L-am mai bătut odată, mi-amintesc când a venit domnul președinte Băsescu, eram aici în față, în piața Lucian Blaga, la meeting, și mi-amintesc când a urcat pe scenă următoarele cuvinte, le-a spus domnule președinte. I-am mai bătut odată, îi mai batem odată la a doua suspendare și i-am bătut. Suntem din nou în fața unui asemenea moment. Da, suntem, așa e. O să încerc să vorbesc mai tare, nu știu ce e cu instalația audio-video în sală. Mă uit în sală și văd cu plăcere următorul lucru. Într-adevăr, 85% dintre prietenii de aici sunt oameni care n-au mai făcut politică. Eu mă aflu printre cei 15% care au mai făcut. De unde provin? Simplu. Dintr-un singur partid am mai fost și acela a fost PDL-ul. De la momentul anului 2000, când Traian Băsescu a ajuns președinte, din 2000 am intrat, în 2004, de ușor, ușor am ajuns la guvernare și în 2004 am fost președintele României. L-am mai dat odată, în 2009, și am dat primarea capitalei, o să vorbesc asta, mulțumesc, Cristian. Am dat primarea capitalei, știm foarte bine treaba asta. Urmează și primarul Clujului, al Brașovului și așa mai departe. Am rămas în PDL până când s-a stins lumina. Și știți foarte bine că am mai vorbit din acest loc atunci când am venit și am spus că era normal să continui o tradiție pe care am învățat-o într-un PD și ulterior un PDL condus de Traian Băsescu. Data trecută când a fost la Cluj, domnul președinte a spus așa: vă amintiți că am mai preluat odată un partid mic, așa cum suntem noi astăzi, și l-am adus la 35% la guvernare. Așa este. Sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Nu e un drum bătătorit, acesta pe care începem să mergem astăzi, ci este o autostradă deja făcută în această direcție. Vă mai spun un lucru. Sigur, și Adrian a declarat, colegul nostru și candidatul nostru la primărie, că s-a format la școala politică a lui Emil Boc. Așa este, și eu la fel. Emil Boc a fost profesor de politică, mie chiar la propriu, atât la Facultatea de Științe Politice, cât și la cea de drept. Dar să nu uităm un lucru extrem de important, și aici vă rog să fiți foarte atenți. Directorul școlii politice a fost și este Traian Băsescu. Așa am ajuns de la acele procente mici la ceea ce am fost la un moment dat. Și mai e un aspect. Când Emil Boc a predat PDL-ul la alegerile locale din 2012, a fost la 25%. I s-a cerut demisia pentru 2,5 diferență și ulterior a fost adus la 16 la alegerile parlamentare și ulterior la sub 12 când a fost predat un partid cu istorie unui PNL în totală degringoladă. Poate a fost un bine pentru cei care ne-am regăsit întotdeauna sub conducerea lui Traian Băsescu. Sunt convins că vor veni și alții, pentru că avem un singur scop. Trebuie să demonstrăm că vom învinge. Iar eu sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc tare mult!